Pentru cele mai ieftine jocuri, console și accesorii, intră pe Gamerland.ro și dacă folosești codul QUICK, ai transport gratuit. Codul poți să-l bagi în căsuța de observații. Ei bine, salutare lume și bine ați venit la un episod din Legacy! Suntem la row-ul de după Hell in a Cell și suntem în luna cu Survivor Series. Primul row din această lună ne rezervă un meci cu John Cena. Iată, Nightmare John Cena. John, fostul inamic, coșmarul de altfel al lui Lucifer, care i-a luat centura, dar mai apoi la revanșă pur și simplu a fost prea bun și Lucifer n-a mai avut ce face și a trebuit să renunțe la centura mondială din SmackDown în favoarea lui Johnny. Însă îl prindem foarte bine aici și facem un damage imens lui Cena, proaspăt campion din nou al Statelor Unite. Nightmare se luptă cu Johnny. Facem aici repede un taunt. Mai avem timp de ăsta, clar, până se ridică John. A luat ceva damage, totuși. Și nu! Întoarce John, face și el un damage foarte bun. Trebuie să avem grijă cu ăsta. Știm cu toții ce poate, cât de OP e în joc. Iată, dintr-un simplu elbow cât damage a făcut. Întorcă-s aici, bine. Și din nou low dropkick-ul pus pur și simplu la podea. Face un damage foarte bun această manevră. Întoarce Cena din nou. Și încă o dată un forearm acolo. Mă întorc lui Cena, se joacă pe contre. Și nu întoarce acest moonsault, springboard moonsault. E Cena acolo, un picior în spate în acest moment. Johnny. Când vreau să-i spun că nu s-a pus cu cine trebuie, iată. Iată ce face. Nu, amice, îl punem la podea, 95% în acest moment momentum, dar întoarce asta când să fac și 100%, incredibil, ratez din nou, nu pot să întorc, povestea vieții mele împotriva lui John Cena și cu Lucifer și cu Nightmare. Iată un DDT, foarte bun, iar acum începe Cena să domine meciul, nu să întorc aici bine. Fuck, a fost, mamă, ce rapid a fost, mă. Când dracu-i Cena așa rapid în realitate, pe bune? Too late acum. Și John Cena acolo. Cum atacă piciorul, bineînțeles. Distruge pur și simplu pe Nightmare. Și acum din nou un cot. Cena m-a depășit, iată. Puterea lui Cena în acest joc. Unde se duce acesta? Distruge masa cu... What the fuck, bă? Nu-i meci fără descalificări, mă, da bine, masa nu cred că se pune dacă o rupi. Sare acolo Nightmare! Cena se ferește! Fuck! Ce căzătură! Umilitoare de-a dreptul, însă e prins super kick-ul ăsta. Pur și simplu, perfect acolo. Super kick care poate schimba soarta meciului, asta e clar. Bun. Dăm acolo și acum un leg drop Undertaker style. Bun. Să avem mare grijă să nu întoarcă John acum. Nu, mi-a luat energia și n-am ajuns la el. Un snap DDT. Ce pregătește John? Vom vedea în aceste momente. Eram sigur. N-am putut să-i dau reversal aici, vine Five Knuckle Shuffle, în Kenshimi, te încăcat. Va pune pinul acum, să sperăm că nu o să mă bată cu așa manevră. Ies însă, la 1.5. Ridic acolo Cena, pur și simplu trebuie să fac un reverse, excelent! John Cena să-mi întoarce manevra, du-te, bă, de aici întorc și eu manevra, n-a fost de final, din păcate. Putem să-l punem la podea în acest moment pe John. Și vine un suplex frumos. Nu dau comeback-ul, nu-l sacrific. Avem din nou manevră semnătură. Totul e bine. Totul e chiar foarte bine. Manevră. Încă o dată întoarsă. Dă-o, dracu de treabă, bă. Dă-o, bă, dracu de treabă, că deja e prea de tot. Dăm comeback-ul. Hai, amici, dacă îmi întorc și comeback-ul. Da, bineînțeles că face asta taunt-ul într-o jumătate de oră. Trebuie neapărat să-i întorc aici. Este bun. Comeback move, nu mai întoarce Cena. Triunghi, bun. Și acum pătrat, excelent, super kick. Super kick încasat de John Cena.
Dacă o să mai întoarcă și pe asta, e clar, John Cena e OP ca dracu. Nu mai întoarce John Cena la podea. Hai să încercăm un pin, poate. N-a fost de ajuns pe Kevin Owens, chiar dacă a trecut și prin cușcă. 1, 2, nici pe Cena nu-i de ajuns, iată. Ia, ar fi întors manevra de final. Incredibil. Codebreaker, nu fac, a fost ăsta mai rapid. Din nou Cena mai rapid decât unul care are 90 și ceva agilitate. Incredibil. Încă o dată n-am avut timp să fac manevra de final. John acolo îl aruncă pe Nightmare. În afara ringului. Cena. N-am putut să-i întorc aici. Are 3 manevre de final. Incredibil. Poate vrea să mă treacă prin masa comentatorilor. Nu știu exact ce vrea să facă. Cena în acest moment. Îi întorc însă aici manevra. Am și eu un finisher și nu mi-e frică să-l folosesc. Numai că trebuie să-l folosesc când e cazul. Trebuie să nu mai alerg ca să conserv energia. Ok, Cena se ridică. Poate îl surprindem acum. John Cena, Codebreaker, Codebreaker. Poate să fie finalul. Poate să fie finalul, să n-atinge coarda. 1, 2, 3, îl batem pe John Cena. Ceea ce Lucifer n-a putut să facă, o facem noi cu Nightmare. Învăță celul său. Iată. Codebreaker-ul care a dus victoria. 3 manevre de final. Degeaba, Johnny. Oh, iată, respect între cei doi. Iată-i. Ok, se respectă cei doi. Bun, 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 bun. Și noi continuăm. Ei bine, înainte de ultimul, de fapt înainte de Survivor Series, ultimul rău din această lună, avem un match în 3. Nightmare, John Cena și Bad News Barrett. Îl prindem aici pe John. Din nou un triple threat. Să vedem însă ce se va întâmpla. Fostul nostru inamic, Bad News Barrett. Încă sunt inamici, m-am uitat acolo la statistici. Și aparent John Cena și Nightmare sunt aliați. Nu știu când s-a întâmplat chestia asta. Oh! Ho, ho, ho. Prins acolo Barrett. Însă John Cena întoarce. Trebuie să ieșim în afara ringului. Aici îl putem surprinde pe John încă o dată. DDT. DDT, amice. Scoatem un scaun. Totul este legal. Totul este legal. Doi dintr-o lovitură. Hai să dăm în inamicul nostru. Fostul inamic. Primul, de fapt. De când a debutat acesta, iată aici un falling dropkick. Oh boy, oh boy. Nu, no, trebuie să oprim neapărat. Întoarcem încă o dată maestrul DDT-urilor. Extraordinar. Și nu-mi întoarce manevra, manevra semnătură pe John Cena, care face un damage foarte mic de altfel. Nu mai contează, avem finisher în acest moment, cu care sigur nu o să putem câștiga, pentru că totuși suntem prea proaspeți. John Cena acolo, n-are ce face, prea rapid Nightmare. Și el e mult prea lent, mai facem un taunt. Și ce frumos acolo, am pățișo asta. Și acum un sal! Da, care erau șansele să ferească ăștia amândoi în același timp când sar eu? Deci incredibil. Îl prindem acum pe John, suplex! Trebuia să ia damage acum și Bad News Barrett, pentru că am făcut suplexul ăla peste el. Asta nu-mi place la jocul ăsta, când face o manevră și lovește pe altcineva, nu se întâmplă nimic. Foarte ciudat. John Cena acolo, damage-uit, rău de tot. Și a luat, și-a încasat tot de la amândoi. Ce să mai, John Cena pur și simplu n-a mișcat. Dar parcă îl vezi că o să revin așa într-o dată cu 3 finisher-uri ca data trecută. John Cena, loot express acolo. Ia să vedem, John Cena încă o dată pregătește ceva. Să nu lăsăm să-și facă momentum. Întoarce Bad News însă. Îi lăsăm să se bată puțin. Facem aici încă un taunt. Nu se întâmplă nimic. Nu i-a făcut nimic Cena acolo, deși îl prinsese. Acum Cena întoarce. Din nou o contră a lui Barrett. Și vine un DDT. Să încerc să câștig oare, să vedem. Îl prinde. Are comeback Cena. Fuck! Sângerează însă Bad News Barrett. John Cena are comeback. Lăsăm să-l dea pe Barrett. Bun. Hai mă, fost treaba, sângerează Bad News. O grămadă de sânge în această serie. În My Career cu Lucifer n-am văzut, pentru că sângele e blocat acolo. Nu e bine, nu știu dacă e bine să las să fac asta, dar totuși îi face damage lui Barrett. Și asta contează și pot să profit de chestia asta, hai să vedem. Pot oare? Aoleu!
Ce reversal, frate, vorbesc serios. Cena are finisher. Tentant să încerc să îi dau reverse, acolo să-l am eu. Și falling dropkick pentru Bad News Barrett, care n-are pic acolo de energie, însă are comeback sau... De ce s-a ridicat așa repede? Nu înțeleg. Ah, fuck, n-am putut să-i întorc. Oh, se apropie asta de 100%. Va face acum, oh, manoeuvre submission. Nu va fi de ajuns, sper. Oricum e Cena acolo. Totuși are submission, doamne, signature. O să ies în afară. Oh, întoarce acolo, Bad News. Întoarce manevra lui Cena. Poate vedem un bullhammer cu, de care putem profita. Îl prindem însă aici pe Barrett. DDT încă o dată. Regele DDT-urilor, hai să vedem. Mai profităm o dată de asta. Rope break, bineînțeles. Măcar avem manevră semnătură la dispoziție în acest moment. Da, întoarce Cena. Eram sigur, mă. Nu știu de ce dracu am încercat să dau. Ce face Barrett? Trimite acolo un colț. Îi întorc manevra și a încercat manevra de final. Am și semnătură și manevra. Nu! Nu! Ei, și pinul trebuie să salveze Barrett. Da, ies din pin atât de ușor. Bine, am fost proaspăt. Totuși, chiar dacă a făcut damage mare AA-ul acela, totuși am fost proaspăt. Trebuie să avem grijă aici. Cena ce va face? Russian leg sweep a lui John Cena. Nu mai poate John. Hai să-l ridicăm și să-i pregătim noi aici. Manevră, semnătură, zigzag. Bun, 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 bun. Și putem încheia acum. Hai Barrett, ridică-te odată. Și vine Codebreaker. Codebreaker, poate să fie finalul. Hai să vedem pinul. Arbitre, atinge coarda, atinge coarda. Ură jocul ăsta, ură jocul ăsta. Urăsc pur și simplu jocul ăsta. Ia de aici, mă. Încă o dată, încă o dată. Și acum o să atingă coarda. A, se ridică Cena. Ce-ar fi să profite ăsta? A, nu profită. Încearcă acolo să-l tragă. A, pune pinul, stai. Ce? Na, n-am putut să-i pun pinul lui Cena. Am încercat un pin rapid. Pur și simplu plin de sânge. Bad News. I-am întors manevra. Am două finisher-uri în acest moment. Iată cât sânge pe fața lui Bad News. Incredibil, dar nu mai pot. Și poate să profite asta acum. Dar nu pune pin, preferă să dea pumn. Energia mă trădează, încearcă asta un pin. Nu o să iasă, bineînțeles. Ratez, na, fuck, am ratat Codebreaker-ul și mi-au aici un bulldog. Nu, submission, nu, Cena, mișcă-te, mă! Bun! Am cedat, așa e că am cedat? Da, s-a încheiat. Urăz manevrele de submission în jocul ăsta atât de mult. Cena se uita pur și simplu. V-am spus că e idiot Cena. Și iată, Bad News Barrett, care sângerează în ultimul hal, câștigă acest match. Că de ce nu? Iată-l, mă, pur și simplu plin de sânge, iată. Fruntea lui e făcută praf. Bad News câștigă. Și da, mergem la Survivor Series, băieți. Survivor Series, John Cena, Nightmare, centura Statelor Unite pusă la bătaie. Cel mai greu meci de până acum pentru această centură? Probabil că da. Dacă o să o pierdă, n-o să mai fac revanșă, bineînțeles. Deja ajungem. Dar dacă o să câștig, o să fie cu atât mai bine. Și o să ne continuăm dominarea și la TLC, pentru că da, TLC este următorul pay-per-view. N-avem cum să-l ratăm pe ăla. Trebuie să ajungem acolo să luptăm într-un meci TLC, o să fie grozav. Meciurile TLC sunt foarte spectaculoase. Bun, acolo îl prindem pe John Cena. Excelent, iar acum un salt frumos al lui Nightmare. Ok, trebuie să-l prindem. Na, nu un clash tare cu Cena. Cena e foarte bun la astea, mă. Nu trebuie să fac chestia asta. Când se întorc, Irish Whip acolo în colțul ringului și DDT. Se bazează Nightmare foarte mult pe loviturile la cap, indiferent de ce fel de manevre. Manevrele lui toate se bazează aproape pe cap, aproape toate. În afară de manevra de final, cea de pe corz, double foot stamp, diving double foot, mă rog, pula mea, denumire lungă, loot express acolo, nu-i bine.
Pumnii lui Cena lovesc tare, fac damage bun. Trebuie să dăm reverse neapărat acum. Bun! Cu crach în sus Cena în acest moment. Oh, îi prindem piciorul, o manevră de submission, iată. Câștigă în ceva momentum totuși. Cena încă fără replică. L-am bătut odată. Îl mai putem bate, de ce nu? Parcă a fost mai periculos Kevin Owens decât Cena, ceea ce e ciudat. Depinde și de formă, am observat chestia asta la Universe Mode. Au un fel de formă wrestlerii. Nu știu cum. În anumite momente joacă foarte bine, sunt extrem de dificili. În anumite momente sunt extrem de proști. Cred că l-am prins pe Cena într-o formă proastă. Totuși. Nu întoarce Irish Whip-ul aici, John Cena. Hai să încercăm manevra semnătură. Whisper in the wind. Cena o încasează. Cena o încasează urât, însă are comeback. Fuck this shit. No, și își dă comeback-ul. Nu, n-a fost comeback, a fost un close line. Da, oricum are fan favorite. N-am putut să-i întorc. Da. Cena reușește manevra de revenire. Comeback. Mamă, ce urât sună în română. Nah, n-am apucat să ies din ring. A fost prea rapid ăsta aici. M-a tras în centru, mă. Îi întorc manevra semnătură și asta poate să fie finalul pentru Cena. Ăsta poate să fie finalul. Codebreaker! Codebreaker pe John Cena. Nu, pe coardă, mă, urcă-te pe coardă. Așa. Hai, Nightmare. Hai, tati. Să vină manevra double. Foot stamp și pinul. John Cena nimicit. 1, 2, 3. Continuăm ca și campion la TLC. Cine va fi rivalul atunci? Cu siguranță nu o să fie John Cena. La cum s-a prezentat în aceste meciuri, nu merită. Nu mai este cel de pe vremea lui Lucifer. Rămânem campioni Statelor Unite. Și da, cam asta a fost și pentru astăzi. Sper că v-a plăcut episodul. Dacă da, nu uitați să apăsați butonul de like. Data viitoare, meci TLC, în evenimentul TLC versus cine, o să vedem. Eu am fost cu Echales.